La sediul PMP Neamț a avut loc vineri 28 octombrie prezentarea listei de candidați a partidului pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie. Conducerea formațiunii politice a anunțat că s-au depus liste complete cu Laurențiu de la Măcap de listă la Camera Deputaților și oameni în secțiile de votare. Pe listă se regăsește și unul dintre fondatorii partidului, ex-ministrul turismului Cristian Petrescu. Pentru Camera Deputaților lista este deschisă de subsemnatul Dulamă Laurențiu Cristinel. Pe locul 2, domnul Cristian Petrescu, fost ministru al dezvoltării și turismului. Pe locul 3, domnul Bursuc Marius Marian. Pe locul 4, domnul Crețu Mihai. Locul 5, domnul Silviu Bighiu. Locul 6, doamna Elena Chelmuș. Locul 7, Andrei Tudor Popa. Locul 8, Elena Didilă. Locul 9, Cătălin Laurențiu Călin. Și pe locul 10, închizător de listă, domnul viceprimar Bogdan Gavrilescu, viceprimar de Piatra Neamț. La Senat, lista este deschisă de romașcanul Dorin Antal, membru fondator al filialei nemțene a partidului lui Traian Băsescu. Pentru Senat, pe locul 1 avem pe domnul inginer Antal Dorin, pe locul 2, veșnic tânărul, dacă pot spune așa, Costache Lupu, pe locul 3, doamna Alina Mihaela Tatomir, locul 4, Cristian Ungureanu și locul 5, Marius Ghineț. Este o listă pe care dumneavoastră, probabil, și telespectatorii și nemțenii o vor analiza în zilele următoare. Ce putem să vă spunem este că mergem pe ideea unor oameni cu experiență, unor oameni care, chiar dacă poate o parte dintre aceștia nu au făcut politică decât în ultimii ani, au realizat în domeniul de activitate lucruri care cu siguranță sunt așteptate și de către cei care vor vota în data de 11 decembrie. Pe lista de la Neamț se regăsește și unul dintre fondatorii partidului la nivel central, ex-ministrul turismului Cristian Petrescu. Noi, conducerea PMP, am considerat că în județul Neamț merită să trimităm unul din cei doi membri fondatori ai partidului, pentru că împreună cu Eugen Tomac am fondat Partidul Mișcarea Populară, un vicepreședinte al partidului, tocmai pentru a asigura o vizibilitate cât mai mare în acest județ. Sunt sigur că împreună cu organizația, care este una puternică și recunoscută ca atare în Partidul Mișcarea Populară, vom reuși să aducem PMP în Neamț, în top organizațiilor din PMP, poate chiar pe primul loc. Mă refer la rezultatele pe care le vom obține la alegerile parlamentare. Avem o bază foarte bună, avem membri atât vechi unepeiști cât și vechi uneperiști care pot să facă din PMP Neamț cea mai puternică organizație județeană la nivel național, în PMP. Iar la nivel județean, trecând peste faptul că deja PMP-ul este a treia forță politică a județului, cred că este un început de a deveni a doua forță politică, respectiv principalul partid de dreapta din județul Neamț. Mașcanul Dorin Antal a vorbit despre proiectul de țară al PMP, unirea Basarabiei cu România. Eu îmi propun ca împreună cu oamenii care luptăm de atât timp să urmăm ceea ce își dorește foarte mult partidul nostru, proiectul de țară, care, după cum știți, este reunirea Basarabiei cu România. Este un proiect pe care doar Partidul Mișcarea Populară și l-a asumat și care lucrează efectiv la realizarea lui prin oamenii care avem. Eugen Toma, care este conectat 100% la viața de acolo. El este născut în Republica Moldova și crescut acolo și luptă din greu pentru chestia asta. Eu iubesc foarte mult Basarabia, am foarte mulți prietenii. Membrii PMP Neamț sunt încrezători că pe 11 decembrie vor câștiga două locuri la Camera Deputaților și unul la Senat. Odată intrat la guvernare, PMP va da și primul ministru al României, în persoana lui Traian Băsescu, fost președinte al României, un om cu mare experiență politică, cel care va ști să diriguiască treburile țării cu multă competență, spun PMP-iștii.